direct prin telefon alături de noi gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu. Cum vi se pare majorarea aceasta, spune premierul, substanțială a pedepselor pentru nerespectarea carantinei și fals în declarații? Da, este substanțială, domnule Cojocaru, dar trebuie să fie și eficientă. Degeaba se rostesc aceste cuvinte, ele vor fi și scrise 15 ani, 10 ani de pușcărie, dacă respectivul nu ajunge într-un timp record, aș putea spune, în spatele gratiilor. Pentru că dacă va putea să, cu niște avocați, să tergiverseze, să pretindă de pildă că este bolnav. De ce este bolnav? Chiar de COVID-19. Și atunci nu poate, după avem exemple recente, nu? Nu poate să suporte regimul penitenciar și cere, ce? Poate cere arest la domiciliu, nu? Adică acolo de unde a fugit. Exact. Deci se pot întâmpla multe astfel de lucruri. Știm foarte bine că cu niște avocați bine plătiți poți să întârzi lucrurile, așa că ar trebui, pe lângă aceste numere, 15-10 ani, și niște proceduri de urgență în legătură cu termenele și cu modul în care este tratat respectivul de către instanță, pentru că trimiterea în detenție nu poate fi făcută decât de către o instanță. Altfel, aceste măsuri nu își vor atinge scopul, amenziile cred că sunt inutile, ar trebui renunțat la amenzi și direct arestare. Dar măcar la nivel de cifre, ar trebui să-i sperie pe cei care sunt în carantină sau care nu vor să stea în carantină în această perioadă? Adică ce? 10 ani? 15 ani? Să te gândești că dacă până acum ai fi putut lua 2 ani în cel mai rău caz, acum mai putea merge chiar până la 10 ani la închisoare, dacă, așa cum spuneați dumneavoastră, avem un dosar judecat rapid și o sentință dată imediat. Deci dosarul judecat rapid și sentința imediată nu există în clipa de față, nu au fost prevăzute astfel de anexe ale legii care să stabilească urgența și în materie de judecată, iar insul care nu se sperie de 2 ani de pușcărie nu se sperie nici de 10, domnule Cojocaru. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? De ce nu respectă această hotărâre și această decizie impusă, iată, prin lege acum, respectarea carantinei, falsul în declarații, de ce se întâmplă? Pentru că nu-i interesează soarta celorlalți, pe acești oameni. Nu le pasă. Și treaba am eu că să îmbolnăvesc alții. Eu vreau să mă duc să-mi cumpăr nu știu ce, vreau să mă duc să-mi rezolv problema cu tare. Nu mă interesează de ceilalți, domni. Asta este atitudinea.